Tinerii de la Ungheni sunt convinși că în scurt timp orașul lor va deveni mai prosper dacă și cetățenii se vor implica mai activ în identificarea și soluționarea problemelor localității. Anastasia este elevă în clasa a 12-a. Pe lângă faptul că are mult de învățat, tânăra găsește timp și pentru a se implica în viața comunității, fiind convinsă că fiecare cetățean are nu doar dreptul, dar și obligația de a contribui la dezvoltarea societății în care trăiește. Vrem schimbări, dar nu acționăm. Astfel niciodată nu vom ajunge sus. Schimbarea se începe de la noi înșine, nu de la cineva. Împreună vom duce orașul Ungheni în Europa. Este motoul unei cafenele publice care, potrivit organizatorilor, este o premieră nu doar pentru Ungheni, dar și pentru Republica Moldova. După cum se aude aici, cetățenii discută asupra unor probleme majore ale orașului Ungheni, cum ar fi crearea locurilor de odihnă și agrement. Discută problema legată de amenajarea și dotarea curților blocurilor de locuințe, discută aprins asupra relațiilor în soluționarea problemelor dintre toate aceste sectoare, sectorul neguvernamental, sectorul privat, sectorul public. Ideea de a organiza cafenele publice aparține grupului de implementare a proiectului Cetățeni Activ pentru Comunități Prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană din cadrul Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni. Cafeneaua publică are un secret al ei, se desfășoară pe sistemul de runde. A avut loc prima rundă, de la masa respectivă oamenii se duc la altă masă, rămâne gazda, informează ce a discutat cu primii și tot așa adună ideile astfel încât tot cei prezenți în sală vor fi participanți la toate cele 10 probleme care s-au identificat aici în comunitate. Invitații cafenelei publice de la Ungheni au discutat foarte deschis și s-au arătat a fi interesați să se implice în identificarea și soluționarea problemelor orașului în care trăiesc. Deci toți suntem egali, toți venim cu idei și ascultăm ideile și le implementăm, le punem în practică. Suntem persoane care în viața cotidiană avem funcții diferite și ocupații diferite, dar la moment pe toți avem un singur scop, să aducem orașul Ungheni mai aproape de Europa. Sigur că nu trebuie să ne oprim doar numai la identificări și propuneri de soluții, dar trebuie să mergem mai departe și să vedem fiecare cu ce vine, cu ce se implică fiecare personal pentru soluționarea problemelor date. Tot ce e nou e foarte interesant. Evident că provoacă interese, noi discuții aprinse și vin idei foarte interesante care, cum știm noi, ideile costă bani și ele vin gratis, practic, și dacă noi le aplicăm, deci noi avem toți de câștigat, evident. Acțiuni similare au loc nu numai în orașul Ungheni, dar și în alte 6 comunități de frontieră cu Uniunea Europeană. În respectivele localități sunt organizate ateliere de lucru, focus grupuri, mese rotunde, cafenele publice, dezbateri politice, forumuri comunitare. Opiniile și soluțiile colectate urmează să fie sistematizate și transmise atât participanților cât și autorităților publice locale. Firește, cel mai important produs va fi catalogul practicilor de succes din localitățile partenere în proiect legate de politicile publice locale care vor fi elaborate. De foarte multe ori am zis în felul următor, că cel care nu poate să se implice, zicem, pentru soluționarea unei probleme, cel puțin să nu încurce. Prin faptul că nu încurcă, așa, nu generează alte probleme pentru altcineva, el deja se implică. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, Consiliul Raional și Consiliul Orășănesc Ungheni au semnat un memorandum de cooperare în domeniul social. Semnatarii și-au propus să dezvolte piața serviciilor sociale și să îmbunătățească calitatea acestora. Societatea noastră este deprinsă ca cineva să rezolve problemele. Este necesar să se implice, nu doar așa din culise să spună că uite, am problema asta sau cealaltă. Noi cei din presă le vedem aceste probleme, le simțim și cu cât este posibil intervenim. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni, de la constituire, începând cu anul 2001, încurajează autoritățile publice locale, societatea civilă și mediul de afaceri să se implice activ în procesul de dezvoltare durabilă a comunităților la nivel local, regional și transfrontalier. În general, administrația publică locală trebuie, este neapărat, să fie gata să asculte orice apel, orice întrebare, orice propunere. Și nu trebuie să punem întrebarea că este gata sau nu, ea este obligată să fie gata.
prin intermediul seminarelor, atelierelor, dezbaterilor publice, târgurilor, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă desfășoară activități de informare, sensibilizare și conștientizare a cetățenilor privind implicarea lor la soluționarea problemelor locale și regionale. Geografic suntem la graniță cu Europa, dar ne dorim ca și orașul Ungheni și alte comunități aflate la graniță să fie cât se poate de deschise pentru valorile europene, să fie cât se poate de civilizate. Cam mai ușor să trecem multe bariere pe care alte țări poate nu le-au trecut atunci când au ajuns în Uniunea Europeană. În cadrul unui târg cu genericul Împreună pentru Comunitate a fost lansată galerie de fotografii ale celor mai reușite proiecte implementate în parteneriat cu Primăria orașului Ungheni și alți actori comunitari. La nivel general, oamenii se implică insuficient în ceea ce se întâmplă în societate. Există o situație când oamenii lasă mâinile în jos, când cineva zice că de mine nu depinde ceea ce se întâmplă în societate. Bine, noi trebuie să trecem peste această situație dificilă, așa să ridicăm mâinile în sus, să spunem că doar împreună putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Astfel au dat curs invitații peste 40 de ONG-uri din localitate. Fiecare participant s-a străduit să expună spre vânzare cele mai reușite lucrări confecționate de beneficiarii proiectelor. La Ungheni lucrurile stau mai bine. Prin astfel de activități se trezește interesul și celorlalți cetățeni ai orașului. Am adus lucrări făcute de voluntari împreună cu copiii. Prin asta am vrut să arătăm cu cine ocupăm noi în timpul liber cu copiii. De asemenea, vrem ca să promovăm tradițiile populare, obiceiurile noastre. Țin mult la lucrurile făcute cu mâna, fiindcă acolo unde se pune mâna este căldura sufletului și la cel om care a făcut aceste lucruri frumoase se transmite și la celălalt, deci sunt cei care se transmit mai departe aceste lucruri frumoase. În cadrul aceluiași târg a fost organizată și vânzarea biletelor de loterie, fiecare bilet fiind câștigător. Acțiunile Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă de la Ungheni dovedesc că fiecare dintre noi poate contribui la dezvoltarea comunității în care trăiește, ori tradus în limbaj popular, omul sfințește locul.